La următoarea intersecție vom face o întoarcere. La intersecția semaforizată. Semnalizăm și schimbăm banda, nu înainte de a ne asigura că nu e nimeni. Și de aici, din banda 2, vom face întoarcerea atunci când se va face culoarea verde la semafor. S-a făcut culoarea verde, ne punem ușor în mișcare și aici luăm direcția către la stânga și acordăm prioritate tuturor celor care vin din față, care au și ei verde la rândul lor ca și noi. Doar atunci când nu va mai fi nimeni, doar atunci o să ne permitem să efectuăm întoarcerea direct către banda 1. Se vede clar că acum este mai liber și ușor ne-am pus în mișcare și am efectuat-o.